Alimentația copilului trebuie să conțină obligatoriu grăsimi. Ele sunt esențiale pentru dezvoltarea lui fizică, dar mai ales pentru dezvoltarea psihică, pentru că creierul este format aproape în întregime din grăsime și atunci alimentația copilului trebuie să conțină aceste grăsimi necesare dezvoltării. Nu mai mult de 30% din totalul caloriilor, dar 30% este o cifră mare, așa că niciodată un copil nu va trebui să bea, de exemplu, lapte degresat, nu va trebui să mănânce foarte dietetic. Însă este nevoie să eliminăm excesul de grăsimi din alimentația copilului și mai ales acele grăsimi nesănătoase, cum de exemplu este margarina, care conține mulți acizi grași trans, toate produsele, să spunem, industrializate și comercializate sub formă de dulciuri sau de produse de patiserie, pentru că aici se găsesc multe grăsimi nesănătoase. Haideți să o luăm un pic în ordine. La capitolul grăsimi există 3 categorii de grăsimi. Grăsimile saturate, care provin de la animale, și aici vorbim despre untul și smântâna din lapte, vorbim despre carnea grasă de orice natură ar fi ea, fie că este porc, fie că este vită, și reprezintă slănina, da, acele grăsimi saturate, sau de la pui și de la pește, este vorba de mare parte a grăsimilor care se găsesc în piele. Deci aceste grăsimi saturate sunt cele care sunt cele mai periculoase pentru sănătate. Cantitatea de grăsimi saturate din alimentația copilului trebuie să fie mică, dar este esențial să existe și atunci va trebui să folosim în alimentația unui copil untul. Este o grăsime naturală, extrem de sănătoasă, conține vitaminele A și D, care sunt niște vitamine liposolubile, vitamine care se absorb numai din grăsime, și atunci o cantitate mică de unt, un cubuleț de unt, adăugat crud, adică nu folosit la prăjit, ci efectiv adăugat în mâncarea copilului peste niște legume, peste un piure de cartofi, este esențial pentru sănătatea lui. Deci să nu ne fie teamă de unt și în niciun caz să nu-l înlocuim cu varianta margarină pe criteriul sănătății, pentru că nu este similar. Mai există o categorie de grăsimi și anume grăsimile mononesaturate. Sunt acele grăsimi care în fază, la temperatura obișnuită, sunt lichide, dar dacă le punem la frigider, ele au o consistență un pic mai văscoasă, chiar spre solid. În această categorie de grăsimi intră uleiul de măsline. Este o grăsime sănătoasă și el și trebuie să existe la fel folosit crud în alimentația copilului, nu mai mult de o lingură, două de ulei pe zi. El mai are avantajul, conține o mulțime de acizi grași esențiali, acei acizi grași pe care organismul nostru nu-i poate sintetiza și care trebuie obligatoriu aduși din alimentație. Deci avem nevoie de ulei de măsline în alimentația copilului. Și ultima categorie de grăsimi sunt grăsimile polinesaturate, adică acele grăsimi care fie că sunt puse la frigider, fie că sunt ținute la temperatura camerei, sunt în stare lichidă. Aici intră, ca prim reprezentant, uleiul de floarea soarelui sau grăsimea din pește. La capitolul ulei de floarea soarelui, el este un ulei, bineînțeles, sănătos, însă conține o foarte mare cantitate de acizi grași nesaturați omega-6, care, spre deosebire de cei omega-3, nu sunt atât de, să spunem, benefici pentru sănătate. Deci dacă ar fi să faceți o alegere, alegeți pentru copii uleiul de măsline și nu cel de floarea soarelui. Peștele gras este peștele care face parte din categoria, somon, ton, macrou, sardină. Grăsimea din acest tip de pește este o grăsime extrem de bogată în acizi nesaturați omega-3. Iarăși, acizi esențiali pe care trebuie să-i aducem din alimentație. Deci, în dieta copilului, eventual chiar ar fi un lucru bun să fie în dieta întregii familii, măcar de 2-3 ori pe săptămână trebuie să fie prezent peștele gras. Mai degrabă decât peștele alb slab de apă dulce, peștele gras are aceste beneficii, acizii grași omega-3 având rol fundamental într-o mulțime de procese, de la dezvoltarea creierului copilului până la dezvoltarea oaselor, până la tot ce înseamnă mecanisme de imunitate, antiinflamatorii, sinteza de hormoni. Deci avem nevoie de grăsimea din pește și cel mai simplu este să o luăm din alimentele naturale și nu sub formă de, suplimente nutritive.
La capitolul grăsimi nesănătoase, care trebuie evitate, pe primul loc punem margarina, apoi toate produsele prăjite, pentru că uleiul prin prăjire se transformă în produși toxici, care sunt și indigești și în același timp pot cauza tot felul de reacții nocive în organism, până chiar au fost suspectați de chiar de a, eu știu, declanșa sau stimula procese cancerigene. Deci sunt nicio formă alimente prăjite la copil. Apoi vorbim despre mezeluri, pentru că se face o mare confuzie crezând că mezelurile și carnea sunt lucruri similare. Deci carnea proaspătă este cea sănătoasă, tot ce este transformat în mezeluri presupune prezența grăsimii. Adică între carnea de pui și cremvuștii de pui există o diferență cam de 30% grăsime adăugată în cremvuști. Deci copiii nu trebuie să mănânce alimente preparate industrial, ci efectiv produsele proaspete gătite cât mai sănătos. Deci nu mezeluri și nu brânzeturi concentrate fermentate. Asta înseamnă tip cașcaval sau brânză topită, pentru că ele conțin într-adevăr produsele sănătoase din lapte, însă iarăși o mare cantitate de grăsime supraadăugată. Din cauza aceasta, brânza topită este alimentul dintre produsele lactate cel mai slab calitativ și trebuie ca copiii să nu fie hrăniți cu așa ceva. Mai degrabă brânză proaspătă, mai degrabă iaurt, mai degrabă lapte integral. Tot la capitolul grăsimi care trebuie evitate, nu tocături, nu carne grasă și împănată. Deci dacă este vorba să alegem o bucățică de carne, să fie carne slabă, fie că este de porc, fie că este de vită, sau dacă este vorba de pui și de curcan, fără piele. Deci nu aripioare și îndepărtați pielea de la carne.